Voi merge în piață, cel puțin așa a declarat președintele Klaus Iohannis, răspunzând astfel invitației primite din partea reprezentanților societății civile prezenți la consultările de la Cotroceni. Șeful statului a spus însă că nu va anunța nici ora, nici ziua în care va face acest lucru, pentru a nu transforma manifestațiile într-un eveniment mediatic. Iohannis a declarat mulțumit de întâlnirea pe care a avut-o cu reprezentanții străzii. Oameni care au venit cu idei foarte bune, concepte gândite, abordări care pentru mine, în această etapă, sunt de un real folos. Voi prelua bună parte din aceste idei și le voi duce înspre partidele politice. La discuții au participat 20 de reprezentanți ai societății civile, printre care medici, studenți, avocați, dar și persoane publice. Eu văd această întâlnire ca pe una în care dumneavoastră îmi transmiteți mie idei, solicitări, abordări și eu voi duce aceste mesaje spre politicieni. Cred că este o modalitate foarte potrivită pentru a folosi președintele în calitatea lui de mediator. Sunt niște revendicări punctuale pe care am venit, legate de sistemul electoral, coborârea pragurilor electorale, desfințarea celor obstacole care permit partidele locale, reducerea numărului de semnături și mai ales alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi, un sistem online în care să vedem cheltuielile administrației publice, un sistem online în care să vedem toate actele normative care sunt puse în dezbaterea publică. Măsuri legate de bună guvernare, de deparazitarea companiilor de stat, de demiterea directorilor corupți din companiile, marile companii de stat și numirea unor oameni competenți, numirea unui premier credibil și competent. În timp ce șeful statului se afla la consultări cu reprezentanții aleși de administrația prezidențială pentru consultări, mai multe persoane au protestat în fața Palatului Cotroceni din cauza că nu s-au aflat pe lista celor invitați. Ei au acuzat politizarea consultărilor, dar și încercarea președintelui Iohannis de a mima un interes pentru vocea societății civile. Nimeni nu știe nimic. Aceasta nu este România lucrului bine făcut. Nu există, nu putem intra. Cum nu putem Cum intra? Adică? Trebuia să ne anunțe. Foarte bine, România lucrului bine făcut, cererea... Uitați cine ne reprezintă. Mergem să vedem dacă vom fi primiți. În primul rând, chestiunea care mi se pare fundamentală este că nu trebuie să discutăm azi despre un prim-ministru. Nu moare nimeni dacă domnul Câmpeanu mai stă 2 săptămâni interimar. Trebuie să dăm răgaz oamenilor să-și formuleze opinia. Klaus Iohannis a declarat că o singură rundă de consultări nu este suficientă și că va convoca noi discuții cu partidele, fiind posibil ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să existe o concluzie. Înainte de discuțiile cu reprezentanții societății civile, șeful statului s-a întâlnit cu liderii partidelor parlamentare în vederea găsirii unei soluții după demisia cabinetului Ponta.